Rău să fie zonă de război în veci. Pentru că dacă ești cu rușii, separatiștii sunt împotriva ta, dacă ești cu separatiștii, sunt rușii împotriva ta, lucrurile sunt foarte simple pentru cine nu înțelege. Adică e zona de conflict permanent. Adică oricând se poate întâmpla ceva. Și auzeați glonțe pe acolo? Da. Erau momente seara în care auzeai împușcăturile, adică erau așa la... Și atentat, pentru că aveam un portar, Ștefan Sicaci, moldovean, care ne traducea și îl mai întrebam pe el ce s-a mai întâmplat și uite, ieri a fost kamikaze, o femeie lângă... Dar toate astea, atacurile astea kamikaze erau îndreptate împotriva miliției, nu erau împotriva civililor. Dar nu știi cum te nimereai lângă un milițian și de asta era mai bine să stai în hotel. Păi asta zic, adică ieșeați așa pe la cafea, nu, pe la restaurant? Nu, păi la... asta ți-am spus, că nu. Nu, eu nu cunosc Grozny. Eu nu știu orașul Grozny. Da. Cu Kadyrov? Kadyrov, da. Nu? Da. Te-ai cunoscut? Adică cum? Kadyrov era președintele țării și al clubului de fotbal. Era pasionat de fotbal, e pasionat în continuare. Dar el, am înțeles că de 8 ani de zile nu mai văzuse nimeni. El atunci cu noi era la început și plăcea. Venea și la antrenamente cu o zi înainte de meci. Venea la antrenamentele voastre? Da. Cu o seară înainte de meci, când veneam la Grozny, venea și el la antrenamente. Se distra, mai vorbea cu noi, mai glumea. Nu e așa foarte deschis omul. Și am avut ocazia, onoarea pentru un președinte de țară să te cheme ca jucător. Avea o întâlnire chiar cu dușmanul dușmanilor. Cu Putin. Da, noi vorbim atunci de 2008, zile de pace totală, cu antrenori din Ucraina la Tere Grozny și cu 2-3 colegi de-ai mei ucrainieni, pentru că s-a interpretat foarte mult după declarațiile ale mele și am avut foarte mult de suferit. Foarte, foarte mult de suferit, când eu vorbeam doar de vremuri de pace. Deci, 2 ore cât a întârziat, m-a chemat pe mine personal să vrea să mănânce cu mine, pur și simplu, și să vadă, să mă întrebe de România, cum mă simt și cum sunt. A fost o onoare din partea mea și cred că ar fi pentru oricine ar fi invitat de un președinte de stat la masă. A, deci este la masă cu Kadyrov. Da, pur și simplu la masă cu Kadyrov și cu gărzile lui și cu toată lumea. Și așa ce impresie ți-a lăsat ca om? Că acum, bine, știi cum e, când citești știrile de acum și când vezi ce se întâmplă... Nu, ce se întâmplă, pentru că așa era și atunci și astea sunt vremurile. Înainte a fost total împotriva rușilor, a fost dușmanul lor, după care viața l-a dus să se dea de partea lor. Sunt probleme politice la care nu mă pricep de nicio culoare. Eu vorbesc doar de momente și zile și ani de pace în care lucrurile erau și s-a comportat extraordinar, nu cu mine, cu absolut toți jucătorii și cu românii și chiar pot să spun că avea o simpatie pentru români. Sunt adevărate poveștile astea cu genți de bani în pauză? Da, dar nu în pauză, nu. Nu, deci noi aveam o primă în contract, ca să-ți faci o imagine, în contract nostru aveam o primă pe care n-am luat-o niciodată, prima aia. Întotdeauna a fost minim dublă. Deci prima care scrie 2 lei, da? Deci, băi, asta e așa, cât era? Băi, Costi, nu contează. Ai 2 lei la victorie, da? 2 lei știi. Ei, tu, de câte ori câștigai un meci, să știi că minim erau 4 lei. Luam 4. Da, luai 4 minim. Da, și bă, băi, exact așa ca în filmele alea, știi, mai... Venea, mai căra unul câte o... pungă dintre aia, geantă, mai cădea câte un fâșic din ala de 10.000 prin spate. Exact așa e, nu e, adică nu e glumă, nu e. Da, vorbim de 2008-2009, da. Și stăteați acolo în vestiar și îi numărați, îi împărțeați? Prima jumătate de an, după care i-a obligat Federația să ne dea toți prin bancă și n-am mai văzut niciun cash nimic. Da, hai duce în prima perioadă. Da. Și pentru tine, adică era cam prima dată când ți se întâmpla chestia asta, mă gândesc. Și la Beşiktaş. Și la Beşiktaş. Stai, tot așa. Primele, da. Salariile erau prin bancă, dar primele erau cash. Da? Păi și cu toți banii ăia de la Terec, ce ai făcut? Te duci a doua zi la bancă și te duci acasă. Trimiteai acasă? Da. Bună perioadă. Da.